Un bărbat de 39 de ani din comuna Voluiac a fost prins de polițiștii din Strehaia în timp ce conducea un autoturism auto băut bine și fără permis de conducere. Acesta sfida cu desăvârșire legea, deoarece avea o alcoolemie de 1,34. În timp ce efectuau ample acțiuni de control în trafic, polițiștii secției Strehaia au identificat în trafic un individ de pe raza comunei Voloiac, în timp ce conducea băut și fără permis. În urma verificării alcoolemiei, polițiștii strehăieni au stabilit că bărbatul în vârstă de 39 de ani avea o alcoolemie de 1,39 la mie. Polițiștii secției Poliție Rurală Strehaia au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani în comuna Voloiac, în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 1,34 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la unitate medicală, unde a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și refuz de recoltare probe biologice de sânge. În acest sens, individul a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Strehaia cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.